Și în acest an, elevi de la școlile din municipiul Cluj-Napoca, însoțiți de profesori, au început anul școlar în rugăciune. Aceștia s-au rugat împreună cu înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în Catedrala Eparhială. Înalt preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit un tedeum la care au participat elevi, părinți și cadre didactice din municipiu. La final, ierarhul a adresat celor prezenți un cuvânt de încurajare la început de an școlar. Sufletul omului are trei funcțiuni importante: rațiune, sentiment și voință. Ei, la acest tedeum de deschidere a anului școlar, ne-am rugat lui Dumnezeu ca vouă, elevilor, să vă lumineze mintea, să vă încălzească inima și să vă întărească voința pentru a înțelege și a memora toată învățătura cea bună și folositoare. Începutul anului întotdeauna are nostalgia lui pentru tinerii noștri elevi. E importantă încă o etapă de un an. Pentru noi, cei ce avem o vârstă, vine cu nostalgia anilor trecuți, când eram și noi în postura lor. La slujba a fost prezent și inspectorul școlar general pentru județul Cluj, care a vorbit despre legătura dintre biserică și școală. Procentele au situat județul Cluj pe unele din primele locuri. Pentru aceasta aș dori în primul rând să mulțumim bisericii și înalt preasfinției sale, Andrei, care au transmis public necesitatea respectului față de educație, a dascălului, ca fundament al școlii. Rezultatele se văd și este unul dintre motivele pentru care ele sunt la fel de bune în ultimii ani. Ne bazăm aici și în acest an pe parteneriatul real care există între inspectoratul școlar și biserică, alături de care relația școală-biserică ne propunem să creăm o relație specială, o relație bazată pe respect, o relație bazată pe educația care dorim să o transformăm în rândul copiilor noștri. Tedeumul oficiat în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a devenit deja o tradiție în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.